Bună seara, bun găsit la Schimbă Vorba din nou. În seara asta, Toma Pătrașcu, vicepreședinte la ASUR, Asociația Secular Umanistă din România, altfel spus, atei. Câți mai sunt în România? Chiar câți când sunteți? În primul rând, aș vrea să fac o precizare. Este vorba de Asociația Secular Umanistă din România, nu de o potențială asociație ateilor. Deci, asociația noastră... Aveți și credincioși? Da, avem și credincioși. Primiți și credincioși? Avem și credincioși. Nu facem promovare ateistă. Dar ce asociația faceți? Noastră se ocupă de promovarea secularismului. Deci, statul trebuie să fie separat de biserică. Fiecare să se ocupe de treaba lui și să nu se amestece. Nu pot să cred că aveți și credincioși care vor ca statul să fie separat de biserică. Chiar în... Sunt budiști? Nu, chiar credincioși ortodoxi. Chiar credincioși ortodoxi. Deci nu i-a excomunicat, nu i-a blestemat nimeni până acum? Există, din câte am constatat eu, există o mare fractură între ierarhia bisericii ortodoxe și populația credincioasă. Din România. Din România. Bine, presupun că astfel de fracturi apar în toate bisericile. Nu-mi dau seama. Discutăm astăzi și motivul pentru care te-am invitat, Toma, este declarația lui Liviu Dragnea de la ProTV de duminică, din după 20 de ani, preluată de presă în principal, care poate fi sumarizată într-o singură propoziție. Nu o să punem acum impozit pe credință. Domnul Dragnea nu este nici primul și probabil că nici ultimul politician care și-ar dori o relație privilegiată cu biserica. Păi cum și-ar dori? Eu cred că o are. Nu știu acum ce are domnul Dragnea sau ce nu are domnul Dragnea. Acum, dacă discutăm, așa, în presă au apărut diferite semne de dragoste între PSD, între partidul domnului Dragnea și Biserica Ortodoxă și Patriarhul Daniel. Ceea ce e absolut firesc între socialdemocrați care au pornit de la refuzul bisericii acum 130 de ani. Nu știu cât de socialdemocrați sunt socialdemocrații mioritici, dar ce am văzut în presă, de exemplu, este că în 1991 domnul Iliescu a luat în considerare numirea Patriarhului Daniel, în fine, la vremea respectivă nu era Patriarhul Daniel, era doar mitropolit, drept prim-ministru, imediat după Mineriadă, după Mineriada care l-a înlocuit pe Roman. Ulterior au mai apărut prin 2004, dacă nu mă înșel, 2003-2004 a fost celebru caz al stenogramelor PSD, domnul Solcanu mulțumea din inimă ajutorului deosebit dat de biserică. E absolut evident că biserica ajută dacă ai de partea ta într-o campanie. În fond, mi-închipui că preot în comunitățile mici e un om în care lumea are încredere. În 2009, dacă nu mă înșel, a apărut un articol pe un site mare de știri intitulat ceva de genul cum s-a transformat biserica în răspândac electoral. Și biserica a funcționat ca răspândac electoral pentru toată lumea. Băsescu, Joana, Antonescu, Oprescu erau pus toți la grămadă. Acum sunt cunoscute investigațiile de presă, s-au dus ziariști cu camera ascunsă și au văzut cum e cu campania electorală mascată sau mai puțin mascată pe la biserică. Și voi ce vă doriți la ASUR? Vreți să impoziteze biserica? Noi ne dorim întreruperea legăturii sulfuroase dintre stat și biserică. Avem de-a face cu o legătură sulfuroasă. Biserica, ce înseamnă legătură sulfuroasă? Păi, biserica și când zic biserica, nu mă refer la biserica ortodoxă. Cultele religioase în general. Sunt 18 culte religioase recunoscute la noi în țară. Acum, evident, biserica ortodoxă primește partea leului, se și laudă cu cel mai mare număr de aderenți. Bun. Deci, cultele religioase, marea lor majoritate, cu excepția sunt vreo două culte micuțe neoprotestante care prin statut refuză sprijinul statului, dar în esență niște fraieri, chiar niște fraieri ăștia. În esență sunt foarte interesanți. În esență celelalte culte religioase întind mâna după bani la stat. Și evident, biserica ortodoxă... Voi de ce nu vreau să se mai întâmple chestia asta? Păi, statul... Nu suntem credeți, cu toții creștini, nu credem, suntem cu creștină? Credem că statul... Acum, cine este statul? Cine dă bani? Noi cetățeni. De la noi se iau. Dar cine îi dau? Dar noi cetățenii de dată îi dau politicienii. Cetățenii sunt creștini. Deci e normal ca din banii lor să se dea la creștinism. Asta susținem și noi.
ca cetățenii să dea bani la biserică. Noi în 2011 am lansat o propunere de instaurare a unei legi de finanțare a cultelor religioase. Noi am spus legea contribuției bisericești, prin care se asigură fonduri cultelor religioase, evident, din partea credincioșilor, pe baza unei contribuții voluntare. Dar revenind la subiectul anterior, vreau să termin cu chestia asta. Banii îi dăm se iau de la noi, dar de dată îi dau politicienii. Iar politicienii îi dau contra unor favoruri. Banii se iau de la noi, dar politicienii spun așa, credința e strămoșească, e a poporului român, să nu întrerupem legătura cu divinitatea, hai să mai facem niște biserici, că o să ne meargă bine. Hai să lăsăm divinitatea bisericilor, iar administrarea statului, să o lăsăm statului. Bun, da. Să-i dăm cezarului ce al cezarului. De ce n-ar fi biserica ajutată de stat? Te explicăm dacă cetățenii, atenție, dacă cetățenii, cei mai mulți, sunt convins că dacă iei mâine pe români și îi pui întrebi, sunteți de acord ca statul să ajute biserica cu bani, cei mai mulți vor spune, și să vor uita în sus așa, Doamne, fii atent că zic o treabă mișto, vor spune da, sunt de acord. Surprinzător, s-ar putea să nu iasă acest rezultat. De unde știi? Tocmai s-a publicat ieri cea mai nouă evaluare CSOP privind încrederea în instituțiile din România. Biserica are atins un minim istoric, 61% încredere. În urmă cu 4 ani se afla la 86-89% încredere. Era odată cu armata. Există nenumărate sondaje care spun, da, biserica este importantă pentru noi, dar obiectivele bisericii trebuie construite cu banii bisericii, deci cu banii obținuți pe o bază voluntară de la credincioși. Vedem atitudinea aceasta, în Anglia? Apropo de construcția catedralei, așa numite Catedrala Mântuirii Neamului. În Anglia statul i-a lăsat pe cetățeni să financeze biserica și s-au și închis unele biserici. Au ajuns bisericile, unele dintre ele sunt sel de conferință, sunt locuințe. Deci în Occidentul protestant s-a ajuns ca unele biserici să fie locuințe în care să stea oameni. Se va întâmpla și la noi la fel. Păi asta n-ar fi păcat? Să construiască niște biserici care rămân goale. Dacă te duci la majoritatea bisericilor, o să vezi un program de funcționare la cele mai civilizate, preotul se spune că preotul vine acolo 3 ore, pe care biserica este închisă. Aceste biserici peste 10 ani... Nu știi ce zice Mihai Neamțu? Biserica e tot timpul deschisă cetățenilor. Așa zice Mihai Neamțu. Să ducă să facă un sondaj pe la biserici. O fi având una specială care stă non-stop cu drive-in. Dar zi-mi un lucru. Ok, Catedrala Neamului, că am ajuns puțin până la ea. Catedrala Neamului, înțeleg că e din donații făcută, cea mai mare parte. Era un banc cu piticei, cu fantomițe și poate era la vârsta ta, mai crezi în piticei și fantomițe? Eu la vârsta mea cred în tot ce îmi spune Patriarhul, întrucât în seara asta sunt avocatul lui Dumnezeu. Păi Patriarhul, din câte știu eu, nu a dat nicio statistică care să spună, da domnule, până acum... Planul de afaceri al Catedralei Neamului. Planul de afaceri al Catedralei Neamului. Până acum s-au primit atâția bani, dintre care atâția de la stat, atâția de la credincioși. Dacă te uiți pe site-ul, există chiar un site de donații online pentru catedrală, numărul donațiilor este ridicol de mic. Dacă ei ar fi avut într-adevăr niște valori importante primite din donații, teoretic ar trebui să se bată cu pumnul în piept. Cum fac? De câte ori au o cifră care îi avantajează. În schimb, ce vedem? Vedem că statul a pus la dispoziție 11 hectare în Buricul Târgului. În București. Gratuit. Foarte frumos. Vedem că statul, fie că când discutăm de stat, discutăm de bugetul de stat, discutăm de bugetele locale, vedem că toți primarii aproape s-au înghesuit să dea bani pentru catedrală. În urmă cu câțiva ani, primăria Capitalei, la distanță de două câteva zile... Câteva milioane au dat primăria. Da, spunea că a dat niște bani pentru o strană, niște milioane, iar a doua zi se spunea că un pasaj important din București a rămas fără o bretea de acces pentru că nu sunt suficienți bani pentru a se cumpăra terenurile pe care ar trebui. Data ce nu înțelegi tu este că oamenii valorizează chestia asta. Oamenii se vor duce la biserică, la Catedrala Neamului, fac pariu că va fi coadă mai în mulți față. Oameni... Dacă, da, și ce... la stopuri sunt cozi și oamenii înjură când stau la stopuri pentru că
capacitatea șoselelor este foarte mică, sunt prost proiectate și, cum am văzut, să fac anumite obiective doar pe jumătate. Bun, pe de altă parte, câți atei sunt în România? Depinde de la ce te uiți. Dacă te uiți la rezultatele date de Institutul Național de Statistică, într-adevăr, o să vezi până într-o 100.000 de atei. Dar aceste rezultate au semne mari de întrebare. De exemplu, nu știu dacă știi sau dacă nu știi, Institutul de Statistică este... Are un sfânt patron. Cine? Dionisie Exigul. Ai auzit vreodată de Dionisie Exigul? N-am auzit. Trebuie să mă duc să dau un acatist, să ies bine în sondaj, în rating. Cineva dă acatiste acolo la Institutul de Statistică, pentru că cu vreo 2 ani înainte să înceapă tot îmbălăul cu recensământul, președintele de atunci al Institutului s-a dus în fruntea unei delegații, în fine, a fost primit în fruntea unei delegații a Institutului de Patriarhul Daniel. Și acolo s-au felicitat unii pe alții. Patriarhul Daniel le-a dat drept mulțumire pentru că prin râvna lor se cunoaște numărul de credincioși, le-a dat un sfânt patron. Apoi, anul următor, s-a ținut un tedeum cu ocazia 150 de ani de statistică în România. Iarăși s-au strâns mâini, s-au schimbat sfinți și alte mulțumiri. Deci sunt semne mari de întrebare vis-a-vis de acel recensământ. Bun, dar chiar și așa, dacă o iei anecdotic și te uiți în jurul tău și întrebi pe oameni, cei mai mulți spun, eu cred în Dumnezeu. Așa este. Dar, încă o dată, noi discutăm de secularism, nu discutăm de ateism. Foarte mulți credincioși sunt seculariști. Secularismul nu are nicio legătură cu credința sau cu necredința. Okay, secularismul este o atitudine vis-a-vis de administrare. Eu sunt ateu. Dar avem și credincioși, avem și agnostici. Tu vrei să distrugi biserica, așa e? Nu, pentru că ești ateu. Eu vreau să trăim într-un stat bine guvernat. Dar nu te-ai simți mai bine dacă n-ar exista biserică pe lumea asta? Nu. Biserica și credința religioasă face parte din umanitate. Păi și atunci tu nu ești om dacă nu crezi. Oamenii sunt diverși. Așa. Iar ce fel de om ești tu? Iar credințele... Ce fel de om ești tu? Credințele... De exemplu, cum îți iei tu, de unde ți iei tu morală dacă nu ai morală creștină? Mă întreabă și pe mine lumea pe Facebook chestia asta. Dacă nu ești creștin, înseamnă că ești un păcătos pentru că nu ai niciun reper în cele 10 porunci și atunci poți să faci absolut ce vrei. Dacă am luat-o așa, ar însemna că probabil 80% din populația globului este păcătoasă, este satanistă, este habar n-am, nu știu. De ce? Că nu respectăm poruncile alea? Păi, creștinii, până la urmă, sunt minoritari în populația globului. Sunt 7 miliarde de oameni. Creștinii cât sunt? Nu știu, 1,5 miliarde, ceva de genul ăsta. Cred că mai mulți, 2-3. Ori fi 2 miliarde. Așa. Oricum, 30%, ce facem cu restul? Deci, morala nu ține de credința religioasă. Morala ține de bunul simț al fiecăruia. Până la urmă, morala provine vine de la Dumnezeu? Nu. Morala vine din societate. Vine din înțelegerea faptului că dacă eu mă port urât cu tine, sunt toate șansele ca și tu să te porți urât cu mine. Și mai bine să ne respectăm reciproc. Da, dacă tu vrei să-mi distrugi valorile care sunt în mod fundamental creștine. Valorile poporului român sunt fundamental creștine. Nu vreau o problemă cu această afirmație? Eu nu vreau să distrug valorile nimănui. Noi, ca asociație, nu ne propunem să distrugem valorile nimănui. Respectăm valorile tuturor cetățenilor țării. Noi promovăm separarea statului de biserică. Sunt două lucruri total diferite. Bun, dar oamenii vor să fie biserica în viața lor. Vor să fie mai multe biserici. Vor să nu se înghesuie când e câte o nuntă. Ce ai tu cu ei dacă lor le place cu mai multe biserici și nu cu mai puțină? Aici facem... trecem la niște speculații. Când spui că oamenii vor să... Hai să ne uităm la statistici. Statisticile sunt nuanțate. Apoi, foarte bine. La mine dacă, în cartier, dacă, să știi că e coadă duminica la biserică și nu era acum 10 ani. Dacă oamenii vor biserici, să și le finanțeze. Credincioșii unui cult trebuie să-și acopere cheltuielile cultului. Și este interesant să ne uităm că... Păi, dar de ce nu zici și despre școli? Dacă oamenii vor școli, să și le finanțeze. Păi le finanță prin bugetul de stat. Da, școlile sunt pentru toți cetățenii. Cultele religioase sunt niște organizații private care vizează... Sunt de stat. Biserica ortodoxă este biserica... Nu este biserica de stat. Am scăpat de chestia asta din fericire. Doamne ajută! Am scăpat de... Vezi că ai zis Doamne ajută? Da, bineînțeles. Nu te-a trăznit? Nu m-a trăznit. Sper să n-aveți aici avut un scurt circuit. Dar vine cu tremur în curând. Dar... Este interesant că de fiecare dată când asociația noastră mai...
iese în public cu o solicitare de genul, domnule, hai să avem statul deoparte, biserica deoparte, să nu amestecăm lucrurile, suntem acuzați de comunism. De comunism? De comunism, da. Dacă citești toate contracomunicatele date de patriarhie, o să vezi că din comuniști nu ne scot. Noi spunem că dacă biserica vrea mai multe biserici, dacă biserica vrea mai mulți preoți, să-i plătească, să le asigure venitul. Și suntem acuzați de comunism. Dar hai să ne uităm ce s-a întâmplat cu 120 de ani, pe vremea lui Carol. De exemplu, problema preoților la noi în țară, Carol I. Da, un nemț, protestant. Da, sau era catolic. Până la urmă, guvernul era guvern de pământeni. Okay. Aveam și atunci, ca și cu 60 de ani în urmă, pe vremea lui Kiselev, care era pravoslavnic, era ortodox. Kiselev era rus. Aveam o problemă. Da. Aveam prea mulți preoți. De atunci, ce? Pe vremea atunci, lui Carol? Da. De ce? Pentru că preoții aveau scutiri de taxe. Preoții aveau scutiri de armată. Și atunci era o bătaie mare să intri la seminariile teologice. Și aveau prea mulți preoți. Și atunci ce s-a întâmplat? Pe vremea lui Carol, acum 120 de ani, prin legea clerului de mir, se spunea clar, ca pe vremea lui Boc, nu se mai fac hirotoniri se face o hirotonire la 4 vacanțe. Pleacă 4 preoți din sistem, adică vine la pensie, la pensie vine un preot nou. Pentru că trebuie să mai reducem numărul preoților. Pentru că avem prea mulți. Asta acum câți ani? Acum 1893. Interesant. 120 de ani. În România. Pe la 1830 și ceva, când a fost discuția cu regulamentele organice, s-a pus, după cum ți-am spus, tot așa problema preoților. Enorm, enorm, enorm de mult. Tot pe vremea lui Carol, tot prin acea lege se spunea, nu se pot construi, dacă cineva vrea să facă o biserică, ok, faci biserica, dar trebuie să dovedești că ai mijloacele de a o întreține. Existau limite de familii. Nu puteai să faci o parohie la mai puțin de 200 de familii. În momentul de față, parohiile cu mai puțin de 200 de familii sunt considerate parohii sărace și statul le dă preoților din parohiile sărace 80% din banii echivalenți al unui profesor, nu 65% cum primesc preoții în general. Câți preoții sunt anual pe porțile facultății, ca să folosim un... Mulți, mulți. Ai o statistică? Pot să spun câți pe noi nu ne interesează câți preoți ies atâta vreme din facultăți, atâta vreme cât sunt plătiți de cultele religioase. Pe noi ne interesează cei 16.602 preoți specificați, sau în fine, cele 16.602 posturi clericale finanțate de către stat conform legii salarizării unitare. Pe noi ne interesează că există un plan guvernamental în vigoare de creștere cu 1.000 de persoane a numărului preoților în fiecare an până în 2015. Pe noi ne interesează că sunt 19.000 de posturi neclericale plătite de autoritățile locale. Ne interesează că sunt, ne interesează că sunt circa 10.000 de profesori de religie plătiți din bugetul Ministerului Educației. Ne interesează că sunt iarăși 7, 8, 10.000 de călugări ale căror asigurări de sănătate sunt plătite de către stat și așa mai departe. Asta ne interesează pe noi. Care e situația? Bine, aici știi cum e cu preoții. Trebuie să înțelegi și tu că nu sunt în situația medicilor. De exemplu, niciodată nu vor fi prea mulți medici. Când va produce facultatea de medicină prea mulți medici, o să emigreze că își găsesc de lucru în altă parte. Preoții de ce să nu emigreze? Există ortodoxie și în Rusia, există și în Grecia. Unde să se ducă? În Grecia? Nu știu. Tu vrei să-i trimiți din România? Nu. Dar tu ce vrei să faci? Dar la noi au fost niște cazuri de preoți care au ieșit de sub ascultarea Patriarhiei Bor și au făcut un fel de biserici private, au trecut sub ascultarea altor. Știi ce zice biserica? Ok, suntem de acord, poate eventual, sau ce puțin așa am înțeles la un moment dat, dar vrem averile mănăstirești înapoi. Ceea ce înseamnă un sfert din, nu știu cât... Presupun că vor și robi țigani, nu? Aveau și robi țigani? Aveau și robi țigani. Presupun că îi vor și pe ăștia, că cineva trebuie să lucreze pământul. Cred că nu se mai poate. Nu cred știu. Că nu mai merge treaba asta. Păi și atunci proprietățile de ce s-a abolit sclavia în România, din câte știu. Păi și Cuza a modernizat statul. A spus, acele proprietăți sunt și vor rămâne ale statului. Pentru că până la urmă, cum au ajuns acele proprietăți la
mănăstiri. Biserică. La mănăstiri. Atenție, Biserica Ortodoxă Română ca entitate juridică nu exista pe vremea lui Cuza. Trecem peste chestia asta. Dar ce era? În primul rând... Nu aveam mitropolit, aveam și atunci mitropolit. Noi eram subordonați direct Patriarhului la Constantinopol. A, deci eram filială locală, cum ar veni? Eram filială locală. Până la urmă eram în Imperiul Turcesc. Sunt mulți cetățeni mulțumiți de activitatea noastră. Câți și membri aveți la asta? Și primim foarte multe încurajări. Chiar zilele trecute am primit niște mesaje foarte plăcute de încurajare din partea oamenilor, atât pe tema finanțării cultelor de către stat, cât și mai ales, cât în primul rând pe tema luptei noastre împotriva îndoctrinării religioase. Asta e alt subiect, religia în școli. E un subiect dureros. De ce să nu învețe oamenii despre ce e vorba în religie? Tocmai asta spunem și noi. Noi vrem ca oamenii să învețe în școli să fie educați despre religie. Religios. Religie? Nu, nu, nu educați religios. Să, în școli, să se predea ore de religie, dar predate de o manieră neutră. Noi vrem ca în școli să se predea istoria religiilor. Nu vrem ca în școli să se facă... A tuturor religiilor. Ca în școli. Tuturor religiilor mari. Nu păi și nu se întâmplă acum așa? Nu. În școli se face catehism. Ce înseamnă asta? Adică că nu știu cum ești învățat să fii un bun adept al cultului care predă acea lege. Alții s-au gândit. S-au gândit încă din 90. La vremea respectivă, în 1990, actualul preafericit, la vremea respectivă era un preafericit... care privea spre viitor. Și imediat a organizat un grup de reflecție pentru problemele bisericii, pentru reînnoirea bisericii. Da, da, da. A fost o tentativă de a-l da jos pe Teoctis, dacă mi-aduc aminte. Imediat, da. După împușcarea lui Ceaușescu. Și Teoctis s-a retras la o mănăstire, s-a mai gândit, da, s-a au fost rugat, multe probleme. A fost frumos. Dar, între cereri, ce a fost? Reintroducerea religiei în școală. Mi-aduc aminte. Dar atunci, în 90, când s-a pus imediat după 90 problema religiei în școli... Hai că atunci religia era cool. Nejde de-abia scăpasem de comunism. Mi se părea că religia e cumva o parte a vechiilor rânduieri de care ar trebui să ne reapropiem. Adică vechea Românie burgheză. Asta a fost și ideea predării religiei în școli. S-a spus că trebuie să predea de o manieră ecumenică. Ah, deci era egalitară. Era o manieră, orele erau opționale, religia se preda ecumenic, se ducea cine vroia. Și acum sunt opționale? Nu sunt opționale. Adică poți să optezi să nu le faci. Ești voluntar obligatoriu. Păi da, poți să optezi să nu le faci. Și copilul ce face în ora respectivă? Dacă n-ai... Poți să-și facă temele la altceva. Păi da, unde? Pentru că școlile... Tot acolo, în clasă. Școlile ar trebui să asigure o alternativă educațională, lucru care nu se întâmplă. E o problemă foarte mare. Dar tu ai o problemă că vor fi mai mulți credincioși în viitor datorită acestui. Pentru că ești ateu, de aia. Sunt convins. Dacă ar fi ore de ateism, mai mulți, dacă ar fi ore de ateism în școală, te-ar deranja? Nu, cred că te-ai dubta să fie. Nu mi se pare normal să se predea anumite doctrine în școli. Se spune prin în legea educației se spune clar. Nu este voie să facă prozelitism religios în școli. Nu este voie să facă propagandă politică în școli. Păi da, dar copilul e deja ortodox. Copilul nu este ortodox. Copilul este copil. Nu te naști cu o ștampilă pe tine pe care scrie ortodox, musulman sau evreu. Cum să nu? Ia să văd. unde se ștampila? Eu n-am nicio ștampilă. Te-ai șters-o bine. Eu m-am născut ortodox, așa am fost botezat. Tu ți-ai botezat copii, apropo? Una este botezul. Știi că m-a întrebat astăzi cineva acuzator pe Facebook când am făcut promo acestei emisiuni. Mândruță, ți-ai botezat copiii? Și i-am răspuns, aș prefera să mă întreb dacă i-am dus la școală sau dacă sunt inteligenți, sau dacă sunt botezați. Vezi ce grijă au unii pentru alții dacă te-ai înscris în cutumă. Și aici să știi că e un filon adânc. Deci oamenii vor ca ceilalți să fie la fel. Oamenii nu vor ca noi să fim diferiți. Oamenii nu te plac. Nici pe mine nu mă plac când zic că sunt ateu. Nu ne plac. Mă înțelegi? Nu le place de noi. Pentru că gândim altfel, pentru că nu... M-a întrebat cineva dacă țin Crăciunul. M-a întrebat cineva dacă țin Crăciunul. Mi s-a părut foarte simpatic. Parcă aș fi prost. Sunt și fundamentaliști. Dar majoritatea populației nu este fundamentalistă. Majoritatea populației, fie credincioși, fie necredincioși, vor să-și vadă de viețile lor liniștiți,
fără intruziunea unei mega-organizații care suge bani de la stat, fără intruziunea unei mega-organizații în școli, o mega-organizație interesată de, nu știu, de clienții de mâine, mai degrabă, decât de educația copiilor. Este înspăimântător să te uiți în manualele de religie. Dar ce vreau eu să subliniez? Ce alternativă l-ai oferit? Problema nu apare datorită faptului că o biserică sau altă, atenție, sunt 18 culte religioase. Toate au ore de religie de ale lor? Da. Majoritatea, în fine, unele vor să facă orele de religie la biserică, templu sau cum îți spun. Dar problema nu este că aceste culte religioase vor să aibă grijă de generația următoare de clienți. Problema este că statul le lasă. Aici apare problema. Problema nu este că o biserică sau alta vine să ceară bani. Problema este că statul le dă. Dacă oamenii nu protestează, acum, crezi că o să iasă vreodată cineva în stradă să protesteze ca pentru Rușia Montană împotriva religiei? Acum două luni sau trei a fost un caz, s-a scris mult în presă, de o femeie care a fost atacată pe stradă, târât într-un parc și violată. Ziua în amiezea mare, nimeni n-a zis nimic. Mi-aduc aminte. Ți se pare normal? Nu. Se pare normal că oamenii nu zic? Nu crezi că ar trebui să existe un sistem care să apere și victimele? Cine sunt victimele? Sunt copiii în cazul îndoctrinării religioase din școli. Sunt copiii care sunt... Preoții spun că scot copii mai buni din ei, nu mai răi. Sunt și eu foarte curios cum poți să scoți un copil mai bun atunci când îl ameninzi cu flăcările iadului. Și nu este o glumă. În manuale, la clasa 1, la clasa 2, la clasa 3, ți se arată grafic dracii dansând în flăcările iadului și așteptând păcătoșii să vină. Ți se arată cum dă mașina peste un copil care a păcătuit și alte lucruri de genul acesta. Bine, acum, cestit vorbind, eu am copii și spun că nici alternativa nu merge. Și dacă le promiți jucării mai drăguțe, tot nu funcționează. Nu trebuie să le promiți jucării. Mă gândesc că poate merge asta. Acum, da, dar ce facem? Da, îi considerăm pe copii niște cățeluși pe care îi dresăm? Fie cu bâta, fie cu bombonica? Copiii sunt niște oameni în devenire. Da, trebuie... dar știi? Totul pornește de la un concept care este popular în România. Și anume, după Petre Țuțea, că omul este inferior creștinului. Omul propriu zis este inferior creștinului, care creștinul este un om superior. Sau musulmanul, sau cine vrei tu. Omul cu religie este superior omului fără religie. Tu ești un om inferior în ochii a cel puțin jumătate din populația României. Realizezi chestia asta? Nu sunt atât de mulți fundamentaliști și bigoți în România. Există mulți credincioși, dar majoritatea sunt oameni cu capul pe umeri, oameni ca noi, oameni care își doresc o Românie bine guvernată. Ai prieteni creștini? Am mulți prieteni creștini, bineînțeles. Și ce zic de faptul că tu nu crezi? Nu am nicio problemă cu chestia asta și mai ales ne susțin că nu să vă întâlniți în rai. Și mai ales ne susțin. Păi, dacă te uiți... Sau ei sunt păcătoși și vă întâlniți pe toți este, în rai. Este mult mai interesant decât atât. Dacă te uiți de fapt credința, una este să-i întrebi pe oameni dacă sunt credincioși. Hai să zicem ortodox, na, 86% teoretic se declară creștin ortodox. Dar, de fapt, vezi că doar, nu știu, 30-40%, citesc de memorie acum, cred în iad și în rai. Ceva mai mulți, vreo 50%, cred în nemurirea sufletului. Astea sunt doctrine esențiale pentru creștinism. Cum poți să fii creștin? Dar nu sunt doar la creștinism. Nu, dar cum poți să fii creștin cu acte în regulă fără să aderi la doctrinele de bază? Și dacă te uiți în studiile sociologice care s-au făcut, de fapt o minoritate aderă la principiile de bază ale creștinismului. Majoritatea au un fel de, hai să zicem, mai degrabă un animism decât creștinism light, așa. Adevărul e că totuși creștinismul e greu, adică sunt alea 10 porunci, mi-e foarte greu să mă descurc și doar cu vreo 7 să le respect. Majoritatea sunt niște lucruri foarte de bun simț. Sunt, da, nu sunt grele. Te bănuiesc că tu te-ai făcut atât pentru că ți-e mai ușor. Încercăm, cum spuneam la început. Câte porunci respecti tu care ești ateu? Ia zi.
Cred că nouă. Doar care lipsește? Aia cu trebuie să-L slăvești pe Dumnezeu sau ceva de genul ăsta. Aia nu respecti. Nu cred că există o entitate care trebuie slăvită. Dar celelalte... De restul te ții? Celelalte precepte sunt de bun simț. Dacă vreau ca tu să te porți bine cu mine, eu trebuie să mă porc bine cu tine. Este de bun simț. Toma Pătrașcu, la schimbă vorba, doamnelor și domnilor. O seară bună în continuare. Îți mulțumim că ai urmărit acest material produs cu mai mult sau mai puțin talent de către membrii și simpatizanții ASUR pentru a promova valorile umaniste ale asociației. Dacă ai întrebări sau pur și simplu nu ești de acord cu noi, te invităm la dialog. Scrie-ne un comentariu, trimite-ne un e-mail sau poate un mesaj printr-un porumbel călător. Iar dacă vom avea un răspuns care ni se va părea deștept, îți vom scrie înapoi. Dacă îți place ceea ce facem și vrei să ne încurajezi, scrie-ne. Iar dacă îți plac și proiectele noastre și vrei să le susții financiar, ai aici mai multe detalii.